În ultima vreme nu prea mai avem timp deloc. Chiche, eu am impresia că în ultimul timp tu te cam fofilezi când vine vorba de... Nu cumva, nu cumva ți-a revenit problema aia cu... Ba da. Dar promit să mă duc la psihologă să mă rezolve. Cum? Adică să mă facă bine. Din nou. Care din nou? Că n-a făcut nimic nici prima dată. Uite rezultatul. Nu te duci nicăieri, că ai o șarlatancă care te tapează de bani. Nu, mămică, mă exagerez, mă. Are diplomă, am văzut-o la ea rămată pe birou și în cabinetul ei. Mare șmecherie, o bucată de hârtie. De-aia pot să-mi fac și eu. Ba chiar pot să-mi cumpăr una originală. Cu bani poți să cumperi orice ac vrei. Nu te-ai uitat la televizor? Vrei permis de conducere? Te duci la Pitești. Vrei diplomă de facultate? Te duci la Cluj. Vrei certificat de căsătorie? Mă iei de nevastă? Nu, mă, am duc la psihologă. Am programare, mă, mămică, mă, acum, mă. De ce-o țipa ta? Bine, o să merg și eu, să văd și eu cum arată. Să înțeleg de ce insisti tu atâta. Bine, merg și eu. Nu mă mai duc. Nu mă mai duc. Dar cum rezolvăm problema? Cum rezolv? Te ajut eu. Că dacă îmi pun mintea, sunt de 1000 de ori mai sex terapeută decât aia. Hai, du-te și rezolvă-ți treburile alea pe care zici că le ai. Că diseară ai programare la mine. Oh. Tântișor, ești acasă? Vai, ce mai faci așa că m-ai speriat? Ești acasă, bre? Da? Mă, tu mai vezi, ai orbit? Păi și atunci de ce n-ai răspuns, bre, când te-am strigat? Pentru că tu nu ești vecară și atunci și-o vita ta să vin când mă chem tu. Dacă vrei să-mi vorbești, vii și bați la ușe. Că nu mai sunt ca la 20 de ani să am receptoarele intacte. Și cu aia ce e mâna ta, mă? Puștă! Mă, împielițătule, iar îmi bagi ochiul dracului în casă, să confiscă! Stai, bre, că nu se poate chiar așa fără ochiul dracului, că mai am și eu de plătit niște angarale pentru casă. Dacă vrei să plătești ceva, te duci și plătești prin bancă. Online, n-ai auzit? Internet banking. Ce te uiți așa carața la bariere la mine? Ce, dacă sunt babă, sunt și proastă? Să știi că mă pricep foarte bine la instrumentele astea moderne de plată. Și prin bancă se elimină și evaziunea fiscală, dacă nu știi. Bre, matale, vrei să devii Moise Guran, Soviani? Eu nu știu cine sunt Soviani și cu Guran ăsta, dar Moise ăla de mirbide chiar vreau să devin. Ăsta s-o confiscă. Îi bagă în cutia milei, ca să zăvărăm ochiul dracului, să nu ne mai ispitească. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Bre, stai! Ce vrei? Stai că ăia sunt bani cinstiți luați de la un sponsor. Eu sunt luați pe factură, să știi. Păi tocmai de-aia iau, că sunt bani curați. Că dacă erau bani murdari, nu-i luam. Că doar nu sunt proastă să bag în cutia milei bani negri. Bre, acum îmi dau seama. Cred că banii de la sponsor i-am dat azi dimineață pe recuzită. Ăștia sunt bani negri primiți de la un actor care vrea să-l bag în telenovelă. Și de unde știi tu că ăștia-s bani negri? Pentru că actorul era african, tanti. Cu păzel nu ține cu de-astea. Se confiscă, să fie primit. Și nu te mai văicări, că de unde dai, își da Dumnezeu un zecit. Mă duc să-i bag în cutia mile, să zăvorâm ochiul dracului. De ce să-i colibă din ei? Ai zis ceva, păzel? Nu prea n-am zis nimic, dar probabil ți s-a părut lumatele că ai zis că nu mai stai bine cu receptoarele, cu antenele. Păzel, vezi că astăzi e deja a doua oară când mă faci surdă. Și dacă mai continui așa, o să te transform în calul lufat frumos. Calul lufat frumos? Da. Cu jar mănânci. Păi și ăla nu, dar sur la stomac? Mm.
Să rămână Speranța. Da, mă bucur că ți-au plăcut. Eu le-am ales, fir cu fir. Da, abia aștept să ne vedem diseară. Te pup, ceau, pa. Yes, 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 am întâlnire, am întâlnire. Speranța, da. Ce nume frumos. Mersi. Și unde o duci, Craiule? Ah, sau sunteți încă în etapa aia de giugiuli prin boschez? Bă, tu știi că ai dreptate? Chiar nu știu asta. La asta nu m-am gândit. Nu știi în ce etapă sunteți? Nu. Adică nu știu unde o să o duc. Că la mine nu se poate, că e aglomerație. În vilă iar nu se poate, că e și mai multă aglomerație și mai e și cu durață de maică mea. Aolo, ce fac? Chiar așa unde o duc? Du-o în gară, că poate e mai liber. Du-o, tantăleule, la un hotel. Unde poți să o duci? Da? Și dacă aude mămica? Îi zici și tu săgeamă mai încet, să n-audă tot orașul. Hai, mă, petică, nu-mi ierte de glume. Dacă aude de la care fac am fost în hotel. O să zică că am fost cu o parașută, că numai parașutele merg în hoteluri. Ha? Mă, gogoașă, tu vrei gacică sau nu? Da. Păi scapă odată de spiritul ăsta, lumăta. Taie cordonul. Cordon umbilical, a. Că parcă ești vrăjit, parcă ți-a făcut vodul. Eliberează-te odată de măta. Da? Dar cum? Da, aș vrea, dar cum? Caută în cărțile cu vrăji, că de vrăjitoare scap cu vrăji. Da, nu zici că ai dreptate. Mersi de idee. Yes. Am zis eu că sunt mai bună ca 10 psihologi de excroci la un loc, am zis. Tu ce ai pățit, mă? Mulane, ce ai pățit? Păi nu ți-ai zis, nu pot să mă odihnesc. Ia niște somnifere. Nu că nu-i de la somn, de adormit, adorm. Dar sfora e atât de tare încât îți drunci în creier, în cap și te trezești. Nu, mă, visez că fac sex cu Mirabela și mă trezesc îngrozit. De ea. La nebunie și-mi place, dar mi-e frică că dacă apuc să fac ceva cu ea în somn, încep să gem. Și ăla voie să mănânc gem în pat. Ăsta n-am... N-am voie să gem în casă, că zice tanti că păcătuiesc și dau de berea. N-am voie să că păcătuiesc nici măcar cu subinconștientul. Ah, înțeleg. Și de-aia nu mai vrei să mai ador. Exact. Și mi-e un somn de boală. Păi atunci dormă, că dacă te omoară oboseala sau baba, tot una e. Tot oale și ulcele ești. Am glumit, mă, fraiere, că un sex terapeut trebuie să-și mai înveselească puțin bolnavii, nu? Păi ce, tu ești sex terapeut de ăsta? Sex terapeută. Și-o cum am zis? Nu sunt încă, dar sunt pe cale, că văd că am clientele din belșug. Mă, Mârlane, înainte de culcare, te gândești la ceva complet neerotic, iei un calmant... Și o să dorm neîntors, fără vise. O să vezi. Bă, tu chiar ești bun. Ar trebui să-ți deschizi un cabinet ăsta de terapie, de psihologie. Da? Hai, succes, noroc, Iorete. Noroc, Mărlane. Te faci psihiatră sau psihologă? E, psihiatră. Consilier în probleme de dragoste, să zicem. Auzi? Ia să te analizezi și pe tine puțin. Că tu ești paranormal. Și sigur o să-ți dai seama dacă am aptitudini sau nu. Hai că n-ai chef de glume acum, da? Chiorete, ia zi tu, ce probleme ai tu cu Cati? Cu Cati eu n-am nicio problemă. Pe naiba n-ai nicio problemă, ești un timid incurabil. Domnește! Pentru că toți tipicarii sunt și timizi. Domnește, că-s tipicari! Hai, bă, tu mi-ai furat paranormalele? Nu, deșteptule! Dar uită-te puțin ce ai făcut, o linie perfectă, așezate perfect. Ce mă fac? Ai grijă că tipicarii nu prea au succes la femei. Se satură și amărâtele alea de mania lor într-o zi. Ai grijă, mare grijă. Ce mă fac, mă, Petic? Că eu vreau să fiu prăștea, dar n-am cum să scap. Eu când văd lucrurile vrăiște, mă apucă leașinul de la burtă. Mă, Chiorete, nu există nu pot. Există nu vreau. Și dacă-ți vine să leșin, leșină. Că te resuscitează Cati și te rău spre bine, înțelegi? Bravo! Vezi? Așa o să fac! Ține pumnii! Ține pumnii! Îndată n-ai nici mai. Te uite! A? Poate intră șeful în locul lui Mirabela și te vede cu alea. Parcă te văd că o să fii pe la panou perverși. Așa, pune-le la treabă. Bă, dar vrei să mă lași în pace? Că-mi strigi regia. E. Da, da, păpușa, da.
Mă bucur, dar sunt superbe. Da, da, au ieșit foarte bine și oricum, eu de fapt abia aștept să te văd în carne și forme. Da, ne vedem diseară. Hmm? Când vrei tu, mă sun, da? Bine, te-am pupat. Pă, tu nici să te prefaci, nu te pricepi. De ce să mă prefac? Adică cum să mă prefac? Fata aia chiar există. Normal că există, dar mi-e șansă să ajung aici până diseară. De ce? Știi? Că e australiancă. Cum e australian? Păi scrie aici, mă. A, corect. Eu am uitat că voi bărbați nu citiți revistele, voi doar băliți piele. Mi-o zis, Chioreti, că ești sex-terapeută. Ia uși ce s-a dus buhul. Nu-i așa că sună bine? Disuna sună, dar mai bine ar fi să te pricepi. Stai jos. Ia zi ce probleme ai. N-am noroc în dragoste și pace. Mă, cred că nu știu eu cum să iau bărbații. Și culmea sunt că un coleg de la secție mă place, că tot încearcă să mă facă geloasă. Păi fă-l și tu pe el, ca să vezi cum reacționează când te vede cu un alt bărbat. Păi care-i bărbat? Mirabela, nu e așa că tu ai intrat în poliție din prima? Wow, tu chiar ești bună, mă, tu ești mai paranormal decât Chioreti. Păi așa o să fac, hai mersi, trebuie să fug, te pup, bună, pa! Ha. Deci așa, domnșoară, am auzit eu bine, desfășori activități lucrative aici. Și ce? Te oftici că mi-am mai găsit și eu ocupație? E, cum să mă oftic, mă, Beti? Că prosperitatea semenilor înseamnă și prosperitatea mea? Pupăză, dacă te gândești că-ți dau bani, te înșeli amarnic. Nu-ți dau niciun bani. Ba, o să-mi dai. O să-mi dai că ăsta este biroul meu. Deci trebuie să plătești chirie pentru că prestezi aici. Ce vorbești? Mm-hmm. Ăsta e biroul producției, nu-i al tău. Ai tu acte de proprietate pe el? Ia, arată-mi-le, să le văd! Atunci o să te reclam că dai consultanță fără să ai dreptul, că n-ai diplomă. Pe bune? De asta ce e? Când ai luat-o? Treaba mea. Te agiți degeaba, că nu-ți dau niciun ban, fumistule. Da? E, atunci o să-i dai lui șeful. El are acte de proprietate pe birou. Ah. Știam eu că o să-ți să facă dor de mine. Eu cred că mai are de căra niște plase. Acelea nu-i vorba de dor. Nu pentru cumpărături l-am chemat fraierii. Lasă, nu-l băga în seamă că e gelos. Ce faci, mă? Ce să facă? Ține ochii închiși că l-orbești cu frumusețea ta. Chiar crezi că sunt frumoasă? Nu crezi, sunt singur. Cine-a întrebat? A, tu ai... Sunt... Adică sunt... Sunt sigur, da, sunt și singur. Dacă vrei să ne unim singurătățile, să petrecem câteva clipe împreună, să ne alinăm unul pe altul, să... Alo, alo, porumbeii? Măi, măi, nu vă că-i lăsați pe mine. Ce, care porumbeii? Acelea nu-i cogeac, lasă-mă, că m-am șternit. Bă, dacă arde de niște chestii, așteptați până diseară. Dar e posibil? Hai, degajează terenul până ne bagi în belene mărnale. Hai, ne vedem de seara, la tine. Pa! Pa! Să fii.
вот мумия целых дубатких звучит. Камень, у меня на этом крышечку. Стафун! Командайся. Ilarie! Ce faci? Bine. Dimineață te-am rugat să nu-i mai lași aici. Azi dimineață. Sper că nu te-ai transformat dintr-un tipic tip deosebit de ordonat într-un îngălat. Că nu-mi plac extremele. Nici mie, mămica. Mie îmi place numai portaroși cu vârful de atac, să știi. Te rog frumos, încă o dată, nu-i mai lăsa aici. Nu poți, mămica. Căci că fiindcă ăsta e un obicei pe care eu l-am din armată căpătat. Când ne dădea ăștia alarmă pe nepregătite, trebuie să iau domnișteam că i-am lăsat, că altfel mărșăluiam în cracigoi în zăpada până aici și îmi dădea dracu vizicuța. Da, e bine. Numai că acum nu mai ești în armată. Te-ai mutat cu o femeie. Ah, și ce femeie! O comoară, nu alta. Asumă-ți treaba asta, da? Că nici eu nu-mi las sutienul pe masă. Deși mi-ar fi și mie comod să-l găsesc dimineața, așa, în caz că se dă alarma pe nepregătite. Da, mămica, dar tu n-ai nevoie de sutien. Adică ce vrei să spui? Eu n-am... Ai, mămică, ai, și ce ai acolo? Ce ieșea de așa de bine cu... fără că... zici că e balineta de la armata infanterie. Aolo, termină cu armata! Știi că sunt pacifistă! Peace! Con alegría y con alegría în pătul de alune aveau cașă de... Chirar! Acum un călciuri. Unde-i căzut, mă, papiul ăsta? Eu! Lucrurile diavolului! Doamne, apără și păzește! Dar cine să mi-a fi pus aici? Pe ce să-i colivă din ei? Deci așa, încolnoratule, vrei să mă prăpădești pentru niște amărâți de firfirei? E firar pielea ta frâștă să-ți fie! Da. Intră! Am venit la chemarea iubirii. Bănuiesc acum lasă-te. Da, da, te las, dar nu chiar acum. Că tocmai ce ai venit și trebuie să o luăm încetişor. Da, cum zici tu, feblețea mea? Cum zici tu, așa facem? Da. Mârlane, mi se pare mie sau tu ești obosit? Nu e obosit niciodată. Acum să mă invervă ca niciodată. Ia uite-mă cum mă mici. Sunt, da. Ai zis tu să o luăm mai întâi și de-aia... Corect, corect. Hai, mă, lasă-te. Gata, acum poți să mă pupi. Scuzi, n-am știut că vii așa de vreme. Nu e nicio problemă, că vă gata terminat. Cum să terminăm? Că abia am început. Da? Abia ați început și ăsta de ce doarme atunci? Sau a intrat în stand-by? Hai bine, faceți voi, cum știți. Facă tare, frățioare! Nu mai dormi, băi! Ce faci, mă? Ce faci? Unde sunt? Ce-o vrut să însemne asta? Că sunt urâtă sau ce? Con alegría y con alegría. Împiericiatule, cum de mi-ai făcut stai așa ce premia? Stai, că n-am vrut să te vrăși de știință, ești minciuna asta. Păi am eu față de gerontofil. Dar nu la asta mă refeream. Mie mi-ardicule, ci la faptul că mi-ai făcut magie neagră, diavolească, vodu. Era-l vodota. Prematare, ai nebunit definitiv, ai intrat în anul morții. Ai vreatul, nemernicule, ai vreatul, împiericiatule. Dar mi-ai făcut păpușa asta, vodu, blestemat, ai? Stai, mă. Păi că n-am făcut eu așa ceva, că eu sunt iubitor de jucării, eu nu le torturez cu ace. Eu sunt chiar președintele și membru fondator al asociației.
Asociației de Protecție a Jucărilor de Pluș. Să vezi tu ce fondație îți dai pe fund. Să vezi tu ce fundul transformă din tine. Să vezi tu ce te ciuruiesc. Să vezi tu ce te umplu. Aoleamor, și-a făcut pleștemul efectul ce mi-ai făcut, nelegiuitule. Mămică, dar eu n-am vrut să-ți... Îți poruncesc să încetezi imediat vraja. Că moare mămica. Ce? Adică vrei să-mi spui că tu ai făcut păpușa? Au! Tu ai făcut păpușa asta, nemernicule! Mie, mă, mie! Care te-am crescut și care te-am ținut la sân 8 ani de zile! Uite, Doamne, ce șarpe am crescut la sân și acum vrea să mă omoare! Da, mămică, dar eu nu vreau să te omor! Eu am vrut numai... am vrut numai să tai cordonul umbilical care mă leagă de matale, că vreau și eu să devin independent! Independent? Vrei independența? O să-ți dau independență, dar nu poți să o duci! Mișcă imediat în dormitor și nu mai ieși de acolo până mâine dimineață! Și o să stai acolo pe coș de nucă să te rogi la Dumnezeu să te ierte! Că ai vrut să omori pe mămițica care ți-a dat viață! Da, mămică, dar la nouă eu am întâlnire! Diavolo! N-ai să te duci și o să-i dăm țeapă! Mișcă imediat în dormitor și nu mai comenta că te transform pe tine în păpușă foto! Mișcă! Nu ziceți că n-ar fi o idee rea tantii ca să-l înțepasă? Să mai te sufle și el un pic! Stai, bre, că glumeam! Și acum că v-ați convins că sunt nevinovat, o să trăiască să vă revanșați, că m-ați prigonit degeaba! Ce faci, nesincetule? Faci propunere indecentă? Nu, bre, cum să-ți fac? Vreau să-mi dai înapoi banii pe care mi-ai luat! Ah, banii? Da! Ok! Ah, ok! Adică, mi dai? Eu, de ce simplu a fost! Mersi, Doamne! Ah, mulțumesc, tanti! Na! Mulțumesc! Așa! E închisă? Ah, păi și normal că e închisă! Că doar nu voie să o lasă așa, vrei să se autoservească toți din cutia Milei! A, da, ai dreptate! Păi, zi-mi cifru! Marcă banul! Cum adică vrei să dai o bancă, ma tare trebuie să-mi dai bani! Bă, dar nu ți-am dat, nu iei în față? Poftim, eu m-am ținut de cuvânt. Cifrul, în schimb, e treabă suplimentară. Și tot ce este în plus, se plătește, pupăzel, că așa m-ai învățat. Așa te mă... Da! Bine! Cât costă cifrul? Păi, tot ce e înăuntru plus 10%. Ah! Aer! Și dacă o să faci cum ți-am zis, o să o cuceresc sigur. O să vezi. Ce dai, mă, buzna așa? Tu nu vezi că l-am terminat cu el? Ba, ai terminat, dispar, că eu sunt urgența. Ce-i cu mizeria aia pe zid? Ce, mă, cine te urmărește? Poliția nutriționiștilor? S-a agravat visul. S-a agravat, dar ce zic eu vis, că e realitate deja. Cred că m-am transformat în somnambulist. În ce? Somnambulist? Exact, exact. Că de la pastilele alea de somn pe care mi le-ai recomandat, nu mai știu ce fac, m-am trezit acasă la Mirabela, dormim pe ea. Cred că am visat-o și subconștientul, care știa că nu poate să gem în casă, m-a ridicat în pat și m-a dus la Mirabela să gem măcar cu folos. Păi zi mersi, fraiere, că dacă te-ai trezit pe ea, înseamnă că te-a acceptat. De sunteți împreună, pam, pam. Păi pam, pam, că nu suntem împreună, că nu m-a acceptat. A urlat la mine că ce fac eu acolo. Eu m-am speriat ca toți somnamburiștii și am rupt-o la fugă. Îți dai seama dacă cădeam după acoperiș ce s-a întâmplat? Fă-mi ceva ca să nu mai visesc, o să mă ai pe cunoștință. Pe conștiință? Ce să-ți fac, mă? O să-ți fac o hipnoză. Da, dar una mică când te pricep la astea? Păi cum crezi, mă, că am obținut diploma asta? Uită de la mine. Îți simți ploapele grele. Foarte grele, obosite. Păi normal că toți somnambuliștii care nu se odihnește are ploapele grele, că umblă noaptea în somn. Da, și urmărește-mă. Când o să pocnesc din degete, o să adorm și... Nu vreau să adorm, nu vreau, chiar o visez pe Mirabela. Cine știe ce se mai întâmplă? Poate să și mor. Vă bine să credeți că am ajuns ca aia din coșmarul după Wall Street? Bine, nu o să adormi.
Când o să pocnesc din degete, o să-ți intre în capul la sec că trebuie să visezi ceva total neerotic, ceva respingător, care nu te excită deloc. Păi ești nebun? Păi ești nebun? Chiar mă pricep? Da! Dispar, Mârlane! Ce ai, mă, Mârlane? Ce urât! Mă, trezește-te! Trezește-te că am făcut mișto de tine! Eu nu știu să hipnotizez! Urâtă mai ești! Ce-ai visat, mă? Pe tine! Adică eu vreau să te ajut pe tine, un idiot, și tu mă faci cum îți vine la gură? Scuze-mă, eram un idiot adormit. Și o să mai fii, Mârlane, o să mai fii. Bunicule, a venit moșele. Bine, domnișorule, dacă nu ne înțelegem de vorbă bună, ne înțelegem noi altfel. Asta lui Chiorete la secție. Eu rog, șefă. Mersi. Ce grijulie ești tu. Așa femeie să fie avut și-o lângă mine. O să ai, Costeluș, nu-ți pierde speranța. Da? Tocmai ce-am pierdut-o, aseară. Când m-a așteptat degeaba la... Opa! Bate vântul, bate vântul! Bravo, mă! Noi vă plătim ca proști salariile ca să vă faceți voi burțile mari. Aha. Burțile ca burțile, dar văd că și cei sub ele. Niște îngălați, niște depravați. Nu că aici trebuiesc luate măsuri. Dar ce zic eu măsuri? Trebuiesc luate măsuri drastice! Păi ce hefe face chevrea ea în firma dumneavoastră? Sfatul meu este să-i cerem dineros ca să nu ne ia de idiotas. Ce faci, măi, pupăză? Îți repeți vreo jalaf pentru șeful ca să-ți dea mai mulți dineros? Dar nu pentru bani am venit, ironico. Apropo, unde e hefe? Are treabă, dar dacă tu zici că n-ai venit pentru bani, spune mie, mă, că te rezolv eu. Aș vrea eu, dar nu poți, că ești pe invers. Auzi, dar de ce nu te duci tu la Betty? Că mai nou este sex terapeută și poate te ajută să vii și tu pe calea cea dreaptă, aia normală. Nu râd, nu râde că are și diplomă. Știu, mă, că eu i-am procurat-o, mă, ca să facă mișto de voi. Știam, mă, cum să nu știu, dar făceam și eu așa o glumă, că știi că eu sunt glumesc așa tot timpul. Ce face sex-terapeuta noastră? Pupăză, lasă lingușala, că tot nu-ți dau bani. Iauzi. Nici dacă anunț autoritățile că prestezi servicii ilegale, impostoare cu diplomă falsă ce ești, că mi-a zis Gina tot. E, pentru asta trebuie să-mi dai 50%, dar nu, 60% din tot ce încasezi tu de la clienți, ca să fie un fel de taxă de confidențialitate, a? Ce zici? Vrei să-ți dau acum? Bineînțeles, normal, dă-mi cu... Stai, nebună, ce faci? Îți fac plata, că așa mă plătești și pe mine clienții, natură, ca să vedem dacă dau roade terapiile. Ce faci, dragă, nu mai vrei plata? Și?
Cum a decurs inspecția? Mă, cum sunt băieții? Profesional, sunt ok. N-am ce să le reproces. Dar în plan personal sunt complet dezamăgit de ei. Îngălați, depravați. Depravați? Da, pe în biroul lor am găsit numai reviste de alea de ochiate. În caserolele de mâncare, ce crezi că am găsit? A? Ciorap murdari. Băi, băieți ăștia sunt irecuperabili complet. Care au fi nebună aia care stea cu ei, eu nu știu. Eu am crezut că dacă o aduc pe fata asta nouă, Mirabela, o să-i dea pe brăză. Că asta e moldovean, că doar iute, știe ce vrea, dar văd că n-are niciun succes. Cam asta e. Mă, mulțumesc pentru masă. Foarte, că la mama acasă. Mă bucur că v-a plăcut. Pe de... Să rămână! Mulțumesc! Clientelă bună! Pa! Să trăiești șeful! Mulțumesc! Mai veniți pe la noi! Reviste de ochiate, o? Poate vrea să-ți transmită ceva, știi? Poate vrea mai mult, dar e timid. Știi cum e? Nu poate să spună. Intră! Oh. Ai venit în sfârșit! Eu așa doar ți-a fost de mine, bubăruza mică! Păi să știi că azi nu te mai las, dacă nu că sunt în formă, sunt... Tu ce faci, mă? N-ai treabă, și tu până oraș, pe la secție, pe undeva... Ia, te-ți dau eu 10 euro, du-te și tu, du-te! Zău, unde, mă? Unde-ți faci tu bretonul? Da, da, da! Auzi, mă, fii atent care-i treaba. Dacă mai adorm și de data asta pe ea, te lasă! Nu te mai face de răzău? Hai, dă-te așa, pur la treabă. Cum să... Adică am mai fost aici? Deci n-am fost somnambul, am fost aici. Da? Și de-aia erai tu supărat că n-am făcut nimica, că zic... Mirabela, tu Mirabela, cu scot tot ce e mai bun din tine. Scoți de la mine întâi, dar ca să pur la tine. Mărlani? Era vorba să o luăm încetișor, Mărlani? Încet, încet, dar dacă o luam tare, îți rupeam tot nasturii până acum. Treci în coace, iubirea mea. Sper că nu faceți ceea ce cred eu că faceți. Sper că nu e cine cred eu că e. Eu făceam ce crezi, mă, tare făceam. Eu am venit în căutam pe Costel și nu l-am găsit. Și am găsit-o pe Mirabela. Eram țiptă între canapea și cad aceea să blocase și nu putea să iasă. Și am zis ca orice cretin, ca orice creștin, să-mi ajut semenii la greu. Și vreau să o ajut să iasă, că e plin de exemple pe acolo. Să ai că continui, că nu pot să o las așa. Păi, mă, tu te duci de grabă acasă? Te așezi în genunchi pe coștărucă și mulțumesc lui domnul că ai avut ocazia să salvezi un sufletel. Ia-și! Păi, și pe aia cine o salvează? Iubitul ei, că să-l chem aici, pe Costeluș. Să vezi tu ce bușon la bușon îi face puiul meu. Ce-ar asta fi? Ce asta? Are o de la tosi infecție alimentară care... E organismul, are post leșin ăsta, are o reacție, scoate toxinele din el. Gogoșica, să trăiți. Unde-i Cati? I-ați adus flori? Ca să vă cere scuze că ați făcut o nebună? Auzi, dar de ce nu mi-ai spus că este iubita lui Chiorite? Păi când să vă zic, șeful, că numai dumneavoastră ați vorbit? Dar de ce nu v-a spus Chiorite? Nu vă dă raportul? E, ce să... Mă duc să o chem, da? Șef. E în spate. Te rog, șefa! Frumos. Șefa! Apa! Să ce faci, poșulică? Vai, ce flori frumoase v-a adus, tanti! Ce? Am cer scuze, n-am știut că aveți întâlnire, vă las singuri. Ce întâlnire? Ce flori? Nu, eu nu pot să mai stau, că am o misiune foarte importantă. Ce zubii de acelea cu ispita ta? Iete, bă! Vă zici, doamne, cum mă ispitește necuratul? Dar nici eu nu mă las, pentru că sunt o bună creștină.
Ecaterina, mamă, când vine Costeluș înapoi la restaurant, să-l trimiți de grabă acasă la Mirabela, că e rolul fata aia, are greciuri, vine și vomite. Dar, domnul, să fie însărcinată, că dacă n-aștept un nepoțel de la ei, un șoșoi mic să-l mângâie, mama. Da, tante, zic, zic. Cu ce vă servesc? A plecat? Speranța. N-am plecat. Merg, Nicule. Asta ca să-ți amintești că aștepți copil. Ce copil? Ce copil? Ce copil? Stai, ce? E o curcătură, Speranța. Ce copil? Ce... Da, te ajută, mă, ta să-i faci nepoți, nu glumă. Mama, ce i-a zis? Floricele pentru iubita mea. Ca să mă iers pentru faza cu cerapi. Că știi că nu sunt îngălat. Am încercat și o terapie ca să-și cap de timiditate, mămica. Terapie, zici? Da. Cu cerapii sau cu revistele? Ce reviste, mămica? Că eu până casă n-am prăștia nicio revistă. De unde, dragi bărțați, că noi nimeni avem? La birou mă referi, Larie. La birou. Crezi că n-am aflat că ai sertarele pline cu reviste de ochiate? Ce faci? Eu? Să încalce tramvaiul șapca dacă te mințesc. Toate iarul poponeț a lui stricatul ăla. Le-a dus ca să... Îți arate ție ce n-ai tu acasă. Că nu ceri. Că dacă ai cere, ai primi așa ceva. Măi, culiță! Să dragul! Da! Vreau te fac! Da! Puteți să facem o excepțiune și să lăsăm acelea pe jos sau să-i duc la coșul de rup? Ești prea rapidă. Ce ai băut? Am băgat de dimineață. Deci nu mai așteptești și eu direct. Ai băut energizantele, da. Nemernicule, asta ca să-ți amintești că aștepți copil. Da, să zici, ce copil, că nu înțeleg. Șmecher, șmecher! Asta ca să dau mai multe palme. Păi așa să vine, mă, cu mâna goală. Băi, mă, la
bine, aici iernile sunt blânde, mă, nu-i nevoie să pui mănuși. Oh, mai ziceam de ăsta că-i chitră. Cine zicea? Zice cine zicea ca să-i dovedesc din salariul lui că nu sunt chitră. Care salariul? Corect. Vezi, da, n-am bani de cadouri, mă. Și banii de la Cate sunt din ce în ce mai puțin, că ne merge prost cu vânzarea. Am ajuns să fiu dependent de bacșișuri, mă. Adică tipicar. Ce, mă? Tipicar, adică... Nu se zice tip la bacșiș în engleză? Tip, se englezitule. A zis bacșiș poliglotule la singurar. S-ul se adaugă numai cât de mai multe la dublural. Tips. Nu mai bine te duci tu și ne faci niște cafele? Da, 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 da. Adică cofis. Da, da, da. Eu sunt cafegiu, adică sunt dependent de cafea. Și eu sunt dependent de Budă, adică sunt budist. Na. Salutare. Salut, Mole. Popozica. Împrumută-mi și mie. N-am. N-am, că nici mie nu mi-a dat banii, Esteban. Ce crezi că eu sunt privilegiat față de voi? Uh-huh. O, băi, chitră, că n-am venit să-și cer bani. Întrebai că cine zici? Uite cine zici. Oprește-i de salariu. Vreau să îmi împrumut și mie aparatul de cafea. Că al nostru s-a stricat și până vine aia de la service, n-am cum să-i fac căfeluța lui șeful. Că e un cafegiu. Normal, că seamănă cu pupăza. Adică? Adică nu seamănă cu noi, nu-i nici tipicari și nici budist, e cafegiu. Mi-l dai? N-avem. Hai mă, te rog frumos. Nu ți-am zis, mă, că n-avem? Ei, de ce să zic? Bine. Da, cu ce ocazie pe la noi tipicare ți s-a făcut dor de mămițica? Și dacă i s-a făcut dor, ce mă? Lasă-l, că eu fi dor, că-i masa. Gogule, vin-o, bă, înapoi acasă, mai stă pe la Mirabela pe acolo. Că aia nu-i femeie pentru tine. Da, da. Nu prea s-a inventat femeia pentru el. Ce să-ți povestesc? Că la tine e coadă de femei. Am și văzut femeile cum se bat pe tine, bă. Care să te posede? Pă bune? Da. Aoleo! A zis și eu să intru în jocul tău, fraiere. Deci, eu nu știam că nu există femei cu coadă. Nu e coadă de femei la mine pentru că eu nu am timp de așa ceva. Că deocamdată mă dedic profesiei, da? Așa zic toți frustrații care n-au iubită. Tu n-ai zis. Eu n-am zis pentru că am iubită. Și diseară mă întâlnesc cu ea. Te-am luat gogul la femei, muciomenule. E, poate pe tine, tântălăule. Păi eu, pe mine n-ar de ce, bă, că eu nici n-am voie cu femei, că nu-mi permite statutul meu de viitor preot. Ia zic, gogule, cum e? Ai livrat ceva la ea? Încă nu, dar diseară singur livrez. Yes! Vezi că nu fiecare vis e erotic, gogule. Nu e vis, băi, e realitate. Și dacă nu crezi, vine-o diseară la Mica România, este convins că am întâlnire. Da, ai cu cine să vii? Dacă vreau, îmi găsesc în 10 minute, fraiere. Dar nu merită deranjul pentru că aia sigur nu o să-ți vină. Ești în stare să pui pariu pe 100 de euro că tipa vine? Hai, curajosule, bate palma. Și cine vine fără gagică, plătește 100 de euro. Hai, haide, bate. Hai, pupă, să stiu, mă, da, cu ea. De ce ai zis, mă, Lurică, că n-ai aparat de cafea? Eu la ce vă făceam cafeaua când stăteam aici? Ce bună o făceai. Nu ne mai faci una? Aha! Deci aveți? De-abia aștept să zic lui șeful că nu vreți să-i împrumutați un amărât de expresor. El care vă ține pe toți. Măi, Beti, nu avem ce să-i împrumutăm. Că nu mai avem expresor. Că s-a stricat și l-am aruncat. Ăsta zicea să ne faci o cafea la ibric. Numai, obositule, că e obosit, că încă nu și-a băut cafeaua. Dar lasă, lasă că mă duc și fac eu ce să fac acum. Sunt dragună. Și lui șeful i s-a stricat și nouă. Nu mai merită să dai banii pe espresoarele astea, toate e de rahat. Niște porcării. Tocmai sfântă-i cafeaua la nisip. Bine asta dacă nu ai probleme cu ridichii. L-ați aruncat, a? Ia să văd și eu. Du-te, du-te și caută cât vrei tu. Chiar l-ai aruncat? Da. Ce o să te faci că nu mai e la ce să-ți faci cafeaua? Păi și ce, dacă nu mă interesează, că eu sunt budist. Mă duc la Budă. Bă, dar repede la dosie. Devii din ce în ce mai profesionist. Da, și că dacă aud aia, rămânem pe drumuri. E? Ai văzut că nu te-am mințit? Da, Emma, ce o să zică că a rămas fără cafea? Ha? Nu mă interesează să știi că eu sunt budist. Păi, Bela, ești dependenta de cafe. Când o bea, ești iritabile. Da.
Din cauza lui Chitroșu o să am numai scandal cu Bela. Dar luați-i șeful lui Ema un expresor să fie doar al ei. Un așa cadou o să o dea pe spate. Și în loc de scandal o să aveți... E, uite că nu ești tu idiot complet. Vaia și comprar cel mai performante expreso cafe. Sigur, dinero. Ce? Fără număr bănuții? Auzi, hai că o dăm prea mult în manea. Nu te îngocheși. Du-te și ia de la contabilitate, că oricum vreau să te contar. Vaia. Mai. Să cum ce fac? Mă scopesc când dins după cafea? Pe așa să bea, bă, la casă de boierești în vechime. Ori noi, ia uite, ce casă asta. Apropo de cafea, dacă vine Betty, ce îi zice? Îi zicem că am făcut-o la ibric. Ai înțeles? Ce? Că am făcut-o la ibric. Repetă după mine, că sigur spui o tâmpenie. Repetă după mine, că sigur spui o tâmpenie. Că am făcut-o la ibric. Oh. Am făcut-o la ibric! Lasă, Marlanos, că știu. Ne-ați luat expresor nou? Nu v-am luat expresor. La Bela mea am luat expresor. Unde es? Es sus, o chemare la o imediat. Nu es necesario, bă. Lasă că mă duc eu, că vreau să-i fac o surpriză. Cu grijă, că de-abia l-am luat. L-am păcălit. Bă, să idiota, numai din cauza lui. Numai din cauza lui ce? Numai din cauza lui i-a cumpărat șeful expresorul lui Ema. Și acum o să ne amâne iar cu salariile. Că sigur o să ne mintă că a cheltuit toți banii pe fundul lui gagică sa. Pe botul lui gagică sa, că cafeaua se bea cu botul. Mă rog, în cazul de față și pe fund, că la ce cadou îi duce, sigur se joacă cu expresorul lui. Și face o cafea... Trebuie să vii să cuci neapărat. Dar aduci tu cafeaua. Aoleo, se vede că doar cu pupăză în pat. Păi ce vrei, bă, să te cinstici cu cafeaua? Nu-i de ajuns că te cinstici cu apa și cu curentul. Că expresorul pe curent merge. Deci l-aveți, dar l-ați ascuns, exact cum bănuiam. Ai văzut până-i curat-o? Bre! M-a tare luat expresorul ăla! Nu, ce ăla e expresor? E un aparat care face cafea! Pomazai! Eu nu mai beau cafea de mult! Că e licoare de avuleașcă! Tu că se mă puște! Părul să crească și eu tău să... Captă părul! Cine a luat expresorul ăla? Ne-a luat expresorul cineva? Dă repede telefon la Chioretei, la secție, să dea la... Cine a cumpărat expresorul ăla nou, tântălăule? Tântălăule, a? Da! Noi l-am cumpărat, mă! Noi doi l-am cumpărat din banii de producție, da! Din banii... Bă, voi sunteți nebuni? N-aveam unul! Păi da, dar n-ai zis că pe ăla l-ai aruncat, nu? Păi era o glumă, idiotule, l-am ascuns de... Ce faceți, ai cruce, ca să nu-l ia? Păi și noi tot de faceți-i cruce, am luat unul nou, ca să-l ia. Na, poftiți și tot de banii de producție. Incoștieți, bă, voi sunteți tâmpiți, mă! Adică noi avem gaură în buget ca să... Ia stați-mă așa. Dar voi n-aveați acces la bani, cum l-ați luat? Nu l-am luat, că n-aveam acces. Ne-a dat Betty, chitră ce ești. Da. Că ea e șef de producție și are acces la buget. Și are acces la buget. Aaaa! Inconștienta! Irresponsabila! Bă, dacă nu o să avem bani să terminăm telenovela, să știți că din cauza ei e. Da. Eu cred că te-a sabotat. Da. Vandame, vină puțin până sus să mă ajut să mut patul mai la perete. A, păi normal, că după ce l-a deplasat cu Esteban la mijlocul camerei, acum te cheamă pe tine să... Hai că viu să te ajut și eu. Lasă-mă, stai aici, mă. Hai că stau. Gata, dar viu să te ajut, că bă, prietenii la nevoie să cunoaște. Nu mai trebuie. Hai! Pupăzel, ce faci?
Încerc să scap de unealta diavolului, bre. N-ai zis că cafeaua, virgulă, e licoarea lui? Exact! Că energizează! După aia învârtoșează! Și după aia îți vine să păcătuiești și iar... Ține-mă, doamne! Dorm mai repede pe pustiul de extensor! Doamne, ține-mă! Bă, dar s-a ajuns și asta, mare bueroi, că te cheamă pe tine și tu ca prostul te duci. E sclavul ei. Ai rămas cu sechile dacă jucai Alcatraz, de formație profesionistă sau cum? Nu, mă, Mârlane, m-am dus să o ajut ca să nu fac atmosferă proastă în casă, că altfel o lăsa. Ce să spun, te execuți tu repede, dat morțe. Control inopinat! Să nu dea naiba să găsesc expresorul în bucătărie, că vi-l fac țăndări. Da? Chiam-o repede pe Emma, că asta-i distruge cadoul. Tot îl găsesc. Ce? Că nu e bucătărie? Măi, la mișto, a? Vă prind eu până la urmă. Vă prind. Bă, dispărut expresorul! Lume! Lume, a dispărut expresorul! Cum a dispărut, mă, băi? Cum a dispărut? Uite așa! Păi dacă mi-ați vândut cadou, vă omor! Mișcă și caută-l! Doamne, pisicător, nu crezi că eu... Nu la tine mă refeream! Cu toate că e un cadou de la Esteban și tu la gelozie ești capabil de orice, te știu eu. A, da. Nu e! Nu e! Nu ești! Și nu ești! Și să n-am parte de parohie dacă l-am luat eu! Atunci cine l-a luat? Gaia! La pșșș! Moți! N-am fost jefuiți! Ai intrat un hoț, băi, și la asta m-am gândit de la început, fi la naibii, am avut o presimțire. Trebuie să-l sun pe Chiorete să blocheze toate ieșirile de la oraș, să facă filtre ca să-l fugă hoțul cu filtru. Dați-mi un telefon, că eu n-am. N-am, eu n-am. Nici eu n-am. Da, poți să te caut eu, că poate mai ai. Și pe tine te mănâncă? Ține-te caldă până termin eu cu telefon. Da, vă rog. Ce e, Mârlane? Aparatul de cafea? Jung eu la penal. Hai, bă, tu-ți bagi jos de mine? Ți-a zis pe treușul tău că sunt cu persicuța mea în oarece ta în dresuri și vreți să ne diranja. A nu ne lăsa deloc să ne tignească. Hai mai sună tu odată, fițar, botul ăla al dracu, că să vezi că dacă nu te iau, să o să te împrietenesc cu Vasilica, nenorocitule! Cu Vasilica, un prieten de-al meu, mămica. Și vreau să împrietenească între ei, să-l mai sune și pe ăla de lămoasă. Dar ce s-a întâmplat, iubire? Mă, cică, le-a furat espresorul de cafea, un junghi, o geoanflă după vremea lui Burebista. Mă, nu le-a furat LED-urile cu Full HD. Mă, nu le-a furat aurul, colierele, brățările lui Emma. Și direct geoanfla aia. Dar poate că le-a fi furat și bijuteriile și n-au văzut ei încă. Iar tu ești polițist, pe cine să sune? Să sune pe mă... Să sune la secție, mămica. Că de-aia s-a inventat la serviciul de 112. Păi ce vrei, să îmbață colegii obrazul că le fur pâinea de la gură? Ah, piersicuțo. Ține-te caldă, că termin repede. Da? Da, Bandame, știu. Știu că m-a sunat și Dobby. Lăsă-mă, că dacă a furat doar expresorul, semnează că-i găinar. O să-l prinde mâine, că o să încerce să-l vânză în târg. Hai, pa! Dracu disperați! Da. Bă, ăștia-i bătuți în cap! Ei nu-și dă seama că-i coastă mai mult apelurile decât geoanfla aia de aparat. Închide-și tu telefonul, iubire. Deșteaptă ești! Bă, nu m-a dus mintea! Ce m-aș face fără tine? Ia să vedem pe cine mai sună mătăuzele, pe cine mai deranjează ea cu... Da, Mârlane! Știu că v-a furat expresorul. Mi-a spus Chiorete, care, după cum bine știi, e chiar lângă mine. Da! Zice să te duci să iei măcar amprente, ca să ai cu ce să-l confrunți pe la mâine în târg. Și da, acum, uite, mă învață și meseria, dar lui...
O să verific seria aparatului, bă, Sherlock Holmes. Așa că o să cas mătăruță factura cu care ați cumpărat aparatul. Că fără aia nu o să declanșez nicio anchetă. Că trebuie să faci dovadă că ai avut aparatul, tăfălogule. Ah, mamă, ce m-a enervat ăștia că-i găsești. S-a dus dracu toată romanța. Iubire, stai, liniștește-te și... Gata, hai să mergem jos în restaurant, să bem o sangria. Poate ne intrăm din nou în stare, ce zici? Oh, cum știi tu să dai frutul pasiunii mine, piersicuță? Mm. Să bem. Hai. Noroc, mă. Noroc, mă. Dar ai venit cam de vreme. Că iubita mea vine abia peste o jumătate de oră. Dacă vine, gogoșarule. Tu fă-ți probleme pentru iubita ta, mă, nu pentru a mea. N-am de ce, că în profilul ei scrie că e Dumnezeu punctualității. Da, și în profilul lui a mea scrie la fel. Mm. Bă, după ce site ai luat-o? Întâlniri fulger. Și eu la fel. Da, ce ai de are? Mickey 93, îți dai seama? Are 20 de ani, e prospătură de prospătură! Nu se poate! Ba se poate, ofticosule, că 93 e anul nașterii, că mai nou așa își pun toți puștanii! Așa e și ID-ul a mea! Ha? Păi vezi? A ta în ce an e? Mă, tu chiar nu înțelegi? N-auzi că are același ID? Ne vedem amândoi cu Mickey 93 și a dat întâlnire cu amândoi aici ca să aleagă pe unul dintre noi! Face casting de iubiți. Păi în condițiile astea, gogule, trebuie să-mi lași cheia și tu să te duci la culcărică, că n-ai nicio șansă. Iau, dar de ce? De unde știi tu ce gusturi are fata? Poate îi plac băieții sensibili, generoși, nu chitroși. Auzi, hai să vedem pe cine o să aleagă. Da. Un macho. Sau pe zeul sexului. Hai, nu mai dă-te. Zeul sexului. Bă, tu nu te uiți la tine, mă? Bă, da, mă, nu vezi. Ia uite. Dar ce mă, și pe tine? Ce faci, mă, tu, înșel pe Cati? Poftim? Mă înșeli bine cu cine? Nu e încorpa dușul. Te-a făcut acritură, țăranul! Te bag în muzeu! Ți-am zis eu că-i țăran? Te bag în muzeu, pupăză, ca să vezi și tu, Luvă, la ofertă. E ofertă? Stai un pic, acum mi-a căzut fisa. Deci voi v-ați împărțit în echipe. Îi acționează Dacas și voi Dacilea. E un asal general. Ca să faceți în așa fel încât să mă certe cu iubitica mea. Nu o să reușiți niciodată, panaramelor! Iubire, stai puțin! Ce cauți gogoașa aici la ora asta? Da! Eu am întâlnire cu o tipă! Da? Să plătești lumina, că te bagă măta! Bun, păcure, eu vreau să mă întâlnesc cu ea și acasă nu pot, pentru că e vânzoleală, e închisoială, e multă lume, la mămica nu pot, că mămica mă vrea cuplat cu Mirabela și dacă află, îmi rupe capul și vreau și eu un pic de intimitate, de-aia am venit aici. Păi bine, și dacă vrei intimitate, de ce l-ai luat și pe... Pupăză! Da, nu m-a luat el, dragă! Am venit eu singur! Că am întâlnire tot aici și culmea, cu aceeași tipă, deci n-ai nicio șansă, mă! Ați avut întâlnire! Că acum eu o să am întâlnire cu iubitica mea, ne bem o șangria! Așa că, mă tale, degajați terenul! Hai, cărel poteca până nu mă apuc de voi! Nu, iubire, nu, hai să-i lăsăm singur, ei, că poate se cuplează și ei cu cineva! Ce vorbești, mă, ștrugurelule, mă! Mă, tu pui botul la vrăjeala la ăștia! Ăștia n-are niciun drag de întâlnire! Asta e vrăjeală șpartă! Ăștia vrea să ne enerveze, să ne certăm, să ne smulge păr în cap! Asta urmărește ăștia doi! Nu, pe cuvântul meu, șefa, eu chiar am întâlnire cu o tipă! Vezi? Hai! Stai, mă, conopiduța mea! Oh, te-a făcut varză, săranul! Bă, dă-te! Conopida e o varză cu studii superioare, albă ca tine. Și din ea se face solfeu. Ce se face, mă? Solfeu. Ce prost ești? Sulfit se zice. Nu se zice așa. Ia, pe chestia asta noi rămânem acilea. Da, să vedem și noi prima doamna, mămica. Ia adu șangria aia, că noi avem tot timpul de lume. Hai că vedem și noi acum apare farfuza. Dar nu-i farfuză, da? Mai tași la ea cu din gură de godac. Ia. Hopa, sună să zică că nu mai ajunge. Gata, pupăză, te-ai prins. N-ai cum să ne dai dracu romanța și ce ai zis. Gata, e momentul să renunți. Păi prima la renunția așa ușor. Da, mărlane. Nu l-a furat nimeni, tântălăule. L-am vândut eu ca să-mi scot paguba din buget. Și diferența o să vă opresc din leafă. La toți. Ce? Ei, mai văzut? Nu sunau ca să ne deranjeze pe noi. Chiar le-a furat aparatul. Putem să mergem sus, hai.
Stai, mă, butuiță, mă, tu nu te repezi carața la barieră. Te-a făcut barieră, țăranul. Prost ești, mă, că ea era rața. Rața mandarin, care nu-i păvăr... Hai, mă, Cati, că dacă nu m-ai nebunit... Măi, domnule, cer, mă, mă, tu renunți la tine în cârciu, mă, în fața la pricolicii ăștia doi? Păi un pic de tărie! Ia că și adem noi cineva să vedem și noi parfuză. În două minute pleacă, că nu vine niciuna de o dreacu. Și ești mulțumită de expresoare? Amore, trebuie să spun ceva. Ce? S-a întâmplat una nenorocirea. Ni l-a furat. Aolo! Cum adică vi l-a furat? Adică a intrat un hoț în casă, un delicvente, l-a luat și s-a dus. Vaia cu expresoare, tăi. Delicvente? Pelata, ce ești în casa asta, șat fără câini? Intră cine vrea și cine nu vrea, că nu mai înțeleg nimic. Prima oară paparații, acum delicvent, tu nu ești în siguranța aici. Te duci, îți faci pacajul și te muți înapoi în micasa. Hai. Păi... Pardon. Am aflat cine a furat expresoare, bă. A? Adică, jefe. Și-au făcut cafea la imic. Înseamnă că sunt în siguranță, amore. Au și prins hoțul. N-a fost hoț. N-a fost, nu? Pupa s-a luat expresoare, da. Și l-a vândut. Ce? Da, l-a vândut, că a crezut că l-a luat noi din banii lui și a vrut să-și recupereze paguba. Și a făcut cafea tot la imic, uite. Totuși, iubire, nu vrei să mergem sus? Dar nu vă închisiți de noi, da. continuați. Auziți, mă? Ia gata, mă, degajați terenul, că nu mai vine nicio cocoșată. Hai! Stai, mă, că mai sunt 5 minute până la ora stabilită. Ce ai? Păi atunci așteptați-o afară, mă, că acelea e închis, mă. Gata, mă, e inventar, e dezinsecție, e carantină, e de toate. Hai, marș afară! Ne, eu n-am motive să plec. Eu lucrez aici, ai uitat? Eu chiar trebuie să particip aici. Și la curățenie, și la dezinsecție, și la inventar. Deci n-am motiv să plec. Eu nu plec să... N-ai motiv? Nu. Uite, mă, că... Ce să faci, mă? Să te aștepți parfuza puțin a butoi de bere. Mișcă-te că te găsești, dragi. Ce părere-s? Uite ce-a făcut pe mine. Ce-a făcut, mă, pe tine? Aaaa! De schimb în spate, yeah. Și mă fac la loc frumos. Mersi, Chiarete, nici nu știi ce servicii mi-ai făcut. Nu pot să cred că ai făcut așa ceva, doar știi că nu-mi plac chestiile astea. Dar ce-am făcut, mă? Ce ai făcut? Păi și Nicu... Ce mi-a spăcut, mă? Ce mi-a spăcut, mă? Strângeți tot, așa că dacă nu vă joacă în picioare, vă găsește tracii. Că despre seara asta o să vorbim noi mâine. Păi și Nicu! Nici ce-mi ce-a făcut aici? Mă duc să iau mopul. Du-te! Nu te grăbi, Gogule! Bună seara! Bună! Tu trebuie să fii Michi de când te aștept să... Să știi că pot să-ți explic. M-am întâlnit cu celălalt cu care trebuie să te întâlnești tu, cu Costel de... Și ați băut până ați făcut pe voi ca porci. Tipic masculin! Păi vă las să vă vedeți de beția voastră în continuare. Coma alcoolică plăcută! Nu, mă, Michi, stai că pot să-ți n-am băut nimic, că pot să sufru un alcool pe ăsta, că vrei! Mamă, ce țăran nemernic, ce... Cu cine te ceri, mă? Cu cine mă cert? Cu nimeni nu mă cert! Am vorbit cu tipa! A venit? Păi a venit, normal că a venit, dar... Era nașpa, mă, și i-am dat papuci, ce... Asta înseamnă că n-a câștigat nimeni pariu, da? Și suntem pară-pară, adică la egalitate, nu am nicio mar. Bine, mă, bine, dar faci tu curat. Da. Ca să te revanșez pentru faptul că am fost boier și nu m-am sacrificat să mă cuplez cu ea doar așa, ca să-ți iau ție banii pe pariu. Mm-hmm. Că eu sunt și boier. Da, știu. Unde-i berea mea? Ba, berea mea! E pe jos, ia, stai în genunchi și beau. Felicitări, pupăță! Pentru ce, dragă, că n-am făcut nicio brânză? Mă rog, nu din cauza mea. Era o nașpalie și am fost nevoit să-i dau cu flit. Nu pentru întâlnire, mă. Pentru faptul că ai reușit să vinzi atât de repede expresorul de la Esteban. Cum de la Esteban? Păi Esteban l-a adus.
Mi l-a făcut cadou când a auzit că al nostru s-a stricat. Păi de aia mi-au zis că stă... Lemernicii! Au făcut special ca să mă pună rău cu Esteban și să mă dea afară! Emma, Emma, te rog, eu te implor, fac orice, numai fă-l pe Esteban să mă ierte! Uite, zic de exemplu că a fost o greșeală și eu am crezut că a fost luat din banii de producție a serialului și am vrut să-i recuperez, că nu ne permitem să facem risipă pe ceasa asta. Stai mă, liniștit, că faci infart. I-am explicat deja. Dar asta o să te coste. Cât? 80% din cât ai încasat pe el și din ce o să încasez de aici înainte. De aici înainte? Exact. Că vreau să mă ajut să vând și restul cadourilor pe care o să mi le fac amore. Știi, faptul că el e așa chitros cu oamenii îl face să fie foarte generos cu mine. Dar eu nu pot, mă, nu pot, nu mă lasă inima să-l las să cheltuiască averi pe tot felul de prostii. Chit că sunt pentru mine, înțelegi? Până la un punct, să zicem. Chersicuța, mă răscoalești cu totul când te văd că ești tristă și mâgnită în fund. Te rog să mă ierți, că tu pentru mine ești ca nunta cu lăutar cu tot. Ca sarmaua cu foaia de varză acră, ca... Și ca să mă ierți, sunt în stare să-mi pun și cenușe în cap, să-mi pun și pene în fund, orice. Pentru cenușă mai întâi trebuie să faci un șemineu. Pentru iubițica mea fac orice nevoie, știi că nu mă dau în lături de la nimic. Dar șemineu e cam scump și parcă nu știam așa bine cu bănișorii. Dar întorn altceva în cap. Da! De unde e aia? O pregătise pentru romanța de-a ne-a ultrărut o măcarie aia. Doar nu vrei să... Băi, stai! Oprește-te! Te iert, gata! Nu e voie să prăpădești sticla aia. Nu-mi pasă de trânsa, că tu dacă nu mă mai vrei, pe mine nu mai mă interesează nimic. Dacă nu ești tu, nu mai mă interesează, n-am cu ce să beau sticla asta. Vrei să n-auzi că te iert, ascultă-mă! Te vreau și pe tine și pe ea. Dumitru Fărcașu. Si, amore, da, cred că stă să se strice. E plin de buci, de purici, da, purici, mulți purici. Da, mi-a făcut ohos praf. Și din cuando în cuando își mai dă și imaginea peste cabeza. Da, gracias. Știam eu că nu mă las să ajung o ochelaristă de aia cu funduri de sifon. Lasă că ți-arăt eu ce înseamnă sifon. Tu trimite televizorul Aura că sunt acasă. Pupăză, hai că ai marfă de vânzare. Televizorul de la mine din cameră. Păi 20% din 1000, că e Smart TV, atâta trebuie să coste. Înseamnă 20%. Cât? Ce uite mă, păi așa-mi trebuie dacă dorm cu mârlanul. 1020% egal 200. Bun și atât, că-ți de luat, nu de dat. Exact, pupesa. Că atât am dat pe expresoare că ai vândut tu. Da, jefe, a fost un erore, nu v-a zis Ema? Pași. Sunt todos. Aoleu. 600? Doriți să iau unul mai performant? Nu, pupesa, nu. Îi adaugi la alea 200 și cumprar un televizor performante pentru Ema. Păi, jefe, aia 200 i-am dat... Nu mă interesează cui ai dat. Nu mă interesează ce ai făcut cu ei. În maxim o oră trebuie să aduci un televizor nou la Ema. Că dacă nu, îți ia adios de la televizor și de la producțiune de telenovela. Comprendeți? Ce culoare să fie? Pe negru. Aoleu, alea-s mai scumpe. Știu. Adică vrei să spui că ăsta e televizorul trimis de Esteban? Da, mă, Ema, ți-a luat unul la fel. Cred că și-a dat seama că a cheltuit prea mult cu expresorul și a vrut să echilibreze balanța de plăți. Dar nici nu pare să fie. Păi nu e că e plin de praf, că a fost adus direct din depozit, că așa e în depozit, e praf, nu ce să-i faci. Ia uzi. Da. Bine, mă, atunci hai, dăm banii pe televizorul pe care l-ai vândut. Ema, dar n-am luat niciun ban pe...
cu el, că era o vechitură. Și am zis mersi că nu-mi cer ei bani ca să-l caseze. Ca și aici, aș cer bani când îl casează. Nu poți să dăm banii, că altfel îi spun lui Esteban că nu mi-ai luat niciun televizor. Ai plecat cu ăla vechi și te-ai întors tot cu el. Da, tu de unde știi, dragă, că parcă nu te pricepeai la tehnică? Păi nici nu mă pricep. Dar mă pricep la ojă, că am vărsat toată ojă pe el. Iete, e pătat, inconfundabil. Marcă registrată, dă banul. Cățăr ojă, dragă. Hai, pupă, să nu-i mai număra atâta, că nu s-ai tăi. Bine, ia-i. Dă-i pe toți. Da. Da. Auzi, Emma, dar nu poți să-i mai ceri și alte chestii lui Esteban? Uite, de exemplu, o centrală termică. Îi zici că asta nu mai dă randament și se frig. Și se... Hai, mă, te rog eu frumos ca să mai recuperez din pierdere. Con alegría y con alegría. Sí, amore. Sí, cred că stă să se strice. E plin de purici. Da, da. Mom mi-a făcut o cos praf. O puricea asta. 200. Ba, 200. Ce mai? Că e de dat, nu e de luat. Invers. Exact, pupesa. Invers. Exact, pupesa. Invers. Abstinenția, 2 luni, poate să crezi? Din grande macho man am ajuns un papagalo. Claro che si. Îți par fața. Eu cred că exagerați. Claro che exagerez. Știi, și papagalo se împerechează cu un papagala lui. Si. Eu soy cuc. Solo cuc. De vă și potriviți cu ema, jefe. Că și e tot cucă. Mă rog, era acum e vigă. Nu la asta mă refer, mama, neliște. Și lasă-mă în pace, că soy deprimado. Jefe, aveți doar o pasă proastă, relaxați-vă, profitați că nu sunteți cu ea. Că după nuntă o să mai vreți să mai aveți câteva minute pentru dumneavoastră, pentru vreun hobby, pentru... Stai. Cum ai spus? Hobby. Nu zici, mă, că nu ești o idee rea cu un hobby? O să mă duc la pescuit, cum o să făceam în vremurile bune. Păi și credeți că Emma o să fie de acord să vă reluați hobby-ul ăsta? Și e o partidă de pescuit, după atâta timp, nu ești mare școfala. Hai, vaia și caută-mă mea la chef. Si. Eu trebuie să fac aranjamentos, hai, vaia, vaia. Si, jefe, si. Lupul schimbă părul, dar năravul, ba. Dar de unde găsesc eu ăsta o gagică? Că și eu mi-am ieșit din mână. Con alegría y con alegría. Băi, eu nu mai joc, bă, pe ce mie mi-ați dat altfel de cărți? Invers, mârlane. Așa, da, toți.
Hola, băieții! Hola, jefe! La Ema, nu? E, uite că n-ai ghicit, pupesa. La voi! Chemam hotărât să vă iau... Din ce să ne mai luați, jefe? Din ce? Că și așa ne rămâne praful de pe tobă! Che todo dinero se duce producțion! Dar nici așa nu este suficient, jefe! Să vă iau la pescuit, desperado că ești tu! La pescuit? Și... Jefe, știți, mă gândeam că e weekend și poate ne mai odihnim și noi, că ne-a epuizat o producțion. Plus că nu avem scule și aici tot o-ți costă mui. Nu vă costă nada, chitroșo că erești tu. Plătesc eu todo. Și dau și 1000 de euro premiu pentru cine captura m-aș candidat de pește. Că mergem, jefe, cum să nu mergem? Cum să refuzăm noi generozitatea dumneavoastră? Bela e aici? Sigur, jefe, este sus, vă așteaptă, este doar a dumneavoastră. Mergeți, mergeți, ha! Băi, ia, lăsați cărțile că avem treabă. Ne-a invitat Esteban diseară la o partidă de pescuit. Wow! Și bănuiesc că e plătit de el, că altfel nu venea să ne invite personal. Din păcate, nu. Dar eu zic să mergem că ne mai distrăm și noi, mai socializăm. Și poate cine știe, dacă ne punem bine cu Barosanu, o să ajung șef pe studiouri. Ajung, pupăză? Adică tu vrei să te dai bine pe lângă Esteban pe banii noștri, pe care oricum nu-i avem? E țeapă, țeapă că eu nu mă bag. Nici eu nu mă bag, că-și că fiindcă eu de seara am treabă cu iubitica mea. Adică sunt în cirviș la sete, mă, sunt tură. Eu nu știu, mă, mie mi-ați dat alte cărți, eu nu pot să mă pronunț. Și clară, nu merge nimeni. Bă, stă-ți, mă, și ăsta, bă, v-am păcălit. V-am păcălit ca să văd cât de scârțan sunteți. Plătește șeful tot. Doar că ne-a propus să punem noi banii și ne-l dă el peste câteva luni când o avea ceva mărunt în buzunare. Nu, Kobe, ne-a propus un mic concurs. Cine va prinde, cum a spus el, mas candidat pește? A, peștele care-i candidat aici în castruie la primărie, unde? La... Exact. Așa. Va fi recompensat. Cu icre? Nu, mă, cu lapți. Cu lapți, să-mi trag una, știam că peștele dă lapte, bă, dar uite, de când eram copil, de când am fost pe Balta, am căutat, n-am prins un pește cu țâță. Acum m-aș-l mulți pe Balta acolo cu... Da-și, mă, că ești obosit. Ia zic, cu ce ne recompensează? Păi, a propus să facem o mică chetă, să zicem un 50 de euro de persoană, pun și eu 5, și cine va prinde cel mai mult pește, va lua toți banii, mă. Asta ca să existe și o miză. Eh? Ia ziceți, vă băgați? La ce? Amore, nu se supăra, dar nu vrei să se uite cineva la mine că v-ați parcă. Sunt transpirată, transfigurată, nu arăt bine. Bela, dar tu arăși bine... Tot del tempo. Amore, lasă-mă în pașă, că fac cardio, mă întrerupe. Dar pur că ai venit? Păi am venit să... Să? Am venit... Să? Nici nu mai știu de ce am venit. Amore, vezi că pierderile astea de memorie sunt de la... De la stres, de la buseană. Mai relaxează-te și tu. O trabaco, trabaco. Îți duci cu băieții la un beș, la o bere? Păi de să mă duc la pescuiala. Eu am vorbit cu toți băieții și sunt de acuerdo. Super, du-te, du-te, poți să stai cu ședul. Păi știu ședul. Du-te odată. Mă duc. Hai, ești acasă, Piersicuțo? Da. Venisem să mă fac frumoasă pentru cina de diseară. Aia pe care o tot amânăm de ceva vreme. Dar între timp am aflat că te duci la pește cu băieții. Nu mă dau cap și Nicola, niciun pește. Cine ți-a turnat banii vernele astea? Costeluș mi-a spus că s-a învoit pentru mâine. Hai să nu-mi spui că refuzi invitația lui Esteban. Nu o refuz pe Esteban, dar îi spun că trebuie să mă duc la cirvici, că sunt dătură la secție. Păi cum pot eu să mă duc, mamică, pe baltă, să dau cu băta ca bou, ca să ce, să prind niște fierfirici atâta? Când eu am peștișoara mea, dau la cilea lângă mine. Doamne! Căpșunico,
Păi nu știi că avem o cină frumoasă? Vrei să începem de acum? Nu, iubire. Să dăm doar un aperitiv, așa, ca să-ți deschid pofta pentru diseară. E clar, suntem bâtă la pescuit. Păi tu de ce crezi că a zis șef să facem concurs cu premiu? Ca să punem la pe bandă, exceptule. Nu mai cobicobecești! Mai bine ziceți cum facem ca să prindem și noi ceva. Simplu, mă! Îl băgăm pe ăsta în apă și toți peștii o să sară pe mal, că se sperie de balena ucigașă. Da, mai bine e dreptul fără slip. Că se atragi cu râma aia ta? Mârlane, gluma asta proastă era pentru pupăză. Ce vorbești? Că eu nu am râmă! Păi dacă n-ai, trebuie să-ți faci rost pupăză, că fără râmă nu poți să pescuiști. Sau poți? La mămăligă. Adică la tine. Uite cine vorbea, Tercio! Mai terminați noi odată! Trebuie să găsim pe cineva care să ne vândă ponturi pentru pescuit. Ca să nu... Ca să nu rămână cumva premiul la Esteban, nu? Exact! Ce vorbești, mă? Ca să nu ne facem de râs la omul ăla. Să zică că suntem neputincioși și la asta. Da. Din amintirile mele, Betty se pricepe cel mai bine la pescuit. Cine, mă? Betty? Păi e și logic. Toată viața s-a chinuit să prindă peștele al mare. Și am o parte numai de plevușcă. Ce vorbești, mă, că eu nu sunt plevușcă! Banane, hai până sus să mă ajut să aranjez niște mobilă! Iar am mutat patul cu Esteban! Iartă-mă, doamne, dar mă bag eu! Dorașule, nu-i așa că nu pleci cu ea la pescuit și rămâi cu iubițica ta? Hai că diseară mă fac răpitoare pentru tine! Pregătește-te să mă molinezi, să mă tragi cu lansita ta mare! Pisică, eu cred că ar fi mai indicat să mă duc, că dacă rămân acasă o să bată la ochi! Și oricum este bani, a plătit totul. N-aș avea niciun motiv să nu merg. Hai că noi să avem tot felul de ocazii ca să molinăm cât vrei tu! Da, dar nu singuri! Acum puteam și o să țip când mă țineau pe mâini. Să nu stau cu grijă că sperii peștii. Tu, pisică! Ești o pisică! Pisică! Tomu! Tomu, duc și eu cu băieții! Bă, ce m-ai speriat! Ți-am să nu mai intri așa? Băi, eu când lucrez sunt foarte concentrat. Pot să fac și atac de cord. Hai, lasă-mi vrajala. Da. Nu mai bine dacă ai doborât record. Nu l-am doborât final să fie, dar până de seară îl fac. Da, de ce până de seară și nu până mâine de dimineață? Cum adică? Păi de-aia am venit, mă, să te rog să-mi ții și mie locul untura de seară. Căci că fiindcă nu pot ce a venit, că a intervenit o obligație. Hai, mă, că-i floare la ureche, mare lucru n-ai de făcut. Îl iei până emericul la din arest și îl bagi la detectorul de minciuni. Obligație, păi pă da. Naiba, hai, lasă vrăjala. Zi mai bine că ai o cină romantică cu Cati. Cine ți-a zis? A, te-a prins, te-a prins, ai văzut? Cine ți-a zis tâmpenia asta, bă? N-am nicio cină romantică cu Cati. Mă duc cu băieții la pescuit. Dacă nu crezi, poți să-i și întrebi. Hai, fictiv, vin și eu. N-ai cum mă să vii, că... Că și că fiindcă pe noi ne-a invitat personel Esteban. Dacă vrea să apar și tu, te invita personel și pe tine, nu? E și bine că nici nu vroiam să vin. Dar am zis și eu numai așa. Oricum eu nu stau pe baltă să mănânce carcalacea să mă ciupească. Dacă vreau pește, mă duc la piață și cumpăr ce pește vreau eu. Vezi, bă? Da-i îmi place de tine, da-i ești tu șef. Că ești băiat deștept și pragmatic. Și pragmatic. Succes! La dobrând recordul. Auzi, Eric, baftă la pescuit! Mersi, succes în tură! Hai, să trecem la fapte. Cine-i primul? Tu! La ce? La amfib râmă în... Pupă să crei la re-râmă! Mă, la râmă! Mă, terminați cu prostiile, că n-am timp de d-astea. Mârlane, tu ești primul. Bagă o rămânac. Eu nu pot, mă, băiete, că pe mine, dacă mă află tanti că am umbrut un animăluț, mă dă afară din casă. Am zis să terminați cu prostiile. Dacă m-ați chemat aici ca să-mi pierd vremea pe care puteam să-mi o petrec cu iubitul meu, vă bag numele pe gât. Ce? Mârlane, ia râma.
Nu pot, că s-a murdărit. Să ia pupoasă, că era dat-o pe jos. Ia alta! Ia... Alunică, că-i băloasă. Râme de... A venit de la baltă. Ce aveți, mă, că asta nu-i după jos? Și crezi că o să stea acolo așa, atârnată? Păi o să stea, că doar nu-i proastă să vrea să înțep. Ia, uite-ți! Fă-i sinucigaș! Ia, uite, și arunc coloana! Gogoașă, preia tu, că poate cu tine mai mult succes. Nu, 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 n-am jucat, că mie-mi-e frică cel mai rău de mămica. Da, la toți de la fel, da. Mai face tu pe deșteptul. Bă, dar voi sunteți toți tăntălăi? Nu, doar ăsta. Da, dar eu măcar am atins râma. Cum, mama, naibii o să omorâți peștii dacă nu sunteți în stare să băgați un ac într-o râmă? Dar cine a zis că îi omorâm? Doar îi prindem. Și? Ce o să faceți cu ei? O să le dați drumul înapoi. Hă? Cum să le dăm drumul? Tu știi cât e chilul la piață? 1000 de grame. Prostiești, mă. Aha, în Spanie mai puțin, hă? Careva să zică, dacă nu-i aruncați, o să-i aduceți acasă. Da. Și o să trebuiască să-i tăiați pe burtă. Să le scoateți măruntaiele. Și să-i curățați de solzi, cât încă mai mișcă. Încetează, Sadico! O să fie deja morți când o să facem chestia asta. Corect, că o să fie necați. Râdeți ca proștii, că peștele cât de scos din apă moare necat, dar cu aer. Mârlane, toți știm că te uiți doar la desene animate, dar hai să zicem ceva, bă. Peștii au nevoie și de aer ca să trăiască. Și de-aia ei din când în când mai zi la suprafață, iau o gură de aer și fără o să bagă la loc. Păi da, bă, deșteptule, dar doar o gură. Că altfel s-ar nechipia, închipuiesc tu, că ești în locul peștelui și vine, că ești tu, băi, apă, tot, doar o gură. Dacă-ți toarnă unul o vadră de apă pe gât și nu mai iei aer, te neci? Te neci, așa e și pentru pește, aerul să neacă cu el. Bun, Mârlane, să zicem că e așa cum zici tu. Crezi că e mișto să mor sufocat? Bă, nu știu, că sufocat n-am mai murit până acum. Dar pot să te ajut eu să vezi cum e, mă, na! Valdame, Valdame, dă-i drumul, Valdame, dă-i drumul, nebunule! Mamă, ce nasol e! Nu, clar, trebuie să găsim o soluție să-i omorâm instantaneu, mă. Să nu se mai chinui, că oameni suntem, nu suntem animale. Mă gândesc să-i speriem, să facă infart. Adică exact ce vorbeam acasă. Tu intri în apă și ei se sperie că o să crede că ești balena Moby Dick. Nu mai bine să o vadă pe Betty, chiar să sperie. Betty? Unde e? A plecat. Zi, mersi că a plecat, că de Van Damme te-am scăpat, dar de asta nu mai scăpai. Lasă alea! Da, păpușe, e pe bune, casting face-to-face cu Esteban. Da, știu că de obicei te sună el, dar acum e puțin ocupat și m-a lăsat pe mine în locul lui. Dar știi că sunt mâna lui dreaptă, da? Bine, hai, ne vedem diseară, te pupa, să fii pregătită. Pa, pa! Îl omor! Sau mai bine nu? Mai bine îl prind în flagrant ca să nu mai poată să o dea la întors. Fetița de aceea și dă-te mai încolo pe baltă, că uite cât am baltă aici, știi? Exact unde am descoperit eu locul, unde am dat eu momeală. Măi, ce tântăraule, că sperii peștii. Păi și asta e și ideea, tântăraule, să-i sperii, să facă infarct miocardic și să crape, ca să nu-l mai chinui când îl curățăm. Așa, tăticule. Aha! Bă! Au evadat râmele! Ce? Cucoșe, uite-te tu pe ele! Băi, lasă-mă! Ia, luați de aici pentru nadă. E bună, bă, dar parcă-i mai lipsește ceva. Carne, Mârlane. Ia de aici. Bă! 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 Du-te! Bă! Ce-ai, mă, disperatule?
Că-i curată. Că am mai mestecat o dată mai devreme. Și oricum asta e curată, bă, că crește în pământ, în lut, galben. Ce-am bună? Ce e cu acareturile astea aici? Ce faceți? Muiam râmele tantii să mergem la pescuit. Bădare, ia-te de ureche și trecem cu acel. Ce, tante? Păi bine, măne, terminatule. Eu mă chinui cu tine cu atâta mare de vreme să te trec pe calea cea dreaptă, pe calea Domnului. Și tu ce faci, mă? Taci în picioare cele 10 porunci? Nu calbire nimic. Să fie clar, mă, Lane, nu mergi la niciun pescuit. Că n-ai voie să ucizi. E păcat. Dar nu-i prea niciun păcat. Ești în contuzie totală. În ce? În confuzie, în infuzie. Ești debusolată total. Că și sus eu te-am umblat cu pești. Adu-ți aminte la nunta dânceașca Galilei. Deci peștele e aliment dumnezeiesc. Deci e permis să poate sacrifica. Da? Da. Da, da, cred că ai dreptate, mă. Mă, Mălele, mă, te devidă și așa mai profund. Păi, ce mai bat, tanti? Ia uite un răzeneu. Unde? Unde, mă? Sper că v-ați pregătit, fetelor, așa cum am vorbit la telefon, da? Vă rog. Da. Luați loc. Simțiți-vă ca acasă. Bine, și ce ți-am zis, mai fetiță, mai jos buzița, mă, că așa, vezi, așa, să iasă ochii în relief. Șt, liniște, că e un telefon important, da? Da? Bună, iubitule. Ești la platou? Da, mai am puțină treabă, dar de ce? Am o surpriză pentru tine. Vino repede în decor în salon. Păi, acum? Da, acum. Ai altă treabă mai importantă? Ah, nu. Flăsturaj, nu, vin acum. Voi așteptați aici, da? Eu am puțină treabă, îl sun eu pe șeful să vină imediat, da? Gata, șeful! Șeful tău e aici. Și o să te cam bagi în ședință, nemernicule! Pe ulița lui Mândrea, frumos fluiera batea, fluieră de două zile, că mândruța nu-i mai bine. Auzi, mândru, sau n-auzi? Ori nu vrei ca să-mi răspunzi. Auzi, mândru, sau n-auzi? Ori nu vrei ca să-mi răspunzi. La 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 tararam, tararam, tararararam, tairai, tai, tai, tam. Una alegria e con alegria. Unde te duce, părinte, la război? Exact, fraiere, că pescuitul e un război. Un război psihologic cu peștele. De-aia trebuie să faci tot posibilul să nu te simtă cât ești de acolo. De-aia sunt cam umflat. Ești cam umflat, dar la cât crăpi în tine, Mârlane? Și tu ești părăsit, dar la cât de prost ești. Ce l-ai părăsit, mă? Băi, terminați odată! Vreți să vadă este bani cu ce tăntălăi merge la pește să se răzgândească? Cum ești eu spupăză, tăntălău? Păi tu omor, mă! Tăntălău și părăsit! Potolii, zic-o, mă, ce aveți? Ce? Bazul luminit, la capătul. Auzi, pupăză, dacă tot sunt așa tăntălău cum zici tu, ia că rămân eu acasă, mă, să nu vă încurc acolo, pe baltă. Stai! Dă banii de pariu înapoi, hai! Bă, stai, mă, și bă, prietene, m-am glumit, cum să renunți? Cum să renunți? Tu vrei să-l jignești pe Esteban?
Adică el ți-a rezervat loc la mașină? Ți-a rezervat loc pe baltă? Ți-a închiriat scoiești? Tu ce faci, mă, renunți? Lasă-l, mă, că vrea să rămână acasă să bălească la nevastă sa. Sau, mă rog, la fosta. Nu bălești la nimeni, Murlane, că nu sunt ca tine. Și-am glumit, da? Uite că merg la pește, că sunt curios să văd cum îi speri tu. Cum îi speri eu? Dar ce mai o speri peștii? Tu speri peștii! Ce speri eu peștii, mă? Dar adică faci ești că ta lumea! Doliți-vă, băi, odată, bă! Vreau mă terminat, băi, că mergem la distracție! Lăsă, mă, că rupeți unul dințele, mă! Tu ce te bași, mă? Ce te bași, mă? Ce te bași, mă? Ce te bași, mă, peste noi? Te-a băgat cineva seama? Ești e bun? A, nu mai era un turist, Andiliu, vrea să-l vadă pe Craioveanu. Da! Ia, ia, șeful, șeful! Ola, băieții! Să-l trag una, cum a văzut ăsta, bă, pe mușiți, că-i Superman! Gata, mă, șătești, gata! Hai că ne așteaptă mașina afară! Vamos, vamos! Hai, da, vamos! Dar unde ești pupesa? La peste, Aki, repede! Am luat provizionez că pescuitul e ca un război! Știi când te duci, dar nu știi când te întorci! Hai, pupesa, că vorbești mult! Vamos, repede, la pește! Tot înainte, vântii pionezi, în fluture în vânt! Valame! 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 Ăsta chiar a plecat? Andame? Măi, Britimo, hai mă, chiar vorbesc serios. Nu mai pot să țin ocupat detectorul de minciuni. Că trebuie să-l anchetez pe unul care-i suspect de crimă. Poponețule, dacă nu mă las să aflu ce vreau să aflu, o să mai ai de anchetat un criminal. Pe mine, că te omor! Ai înțeles? Păi ce se întâmplă? De ce s-a legat? Măi, vite, tu voi să faci porcărioare aici în secția de poliție? O ai luat-o razna? Nu, mă, garule. Tu ai nebunit. Iar eu vreau să aflu care-i cauza. Și te sfătuiesc să spui adevărul. Că dacă nu, o să ai parte de un tratament lung și dureros. Mamă, ce tare! Noi nici n-avem în dotare așa ceva. Păi cere! Hai, du-te și redactează cererea că te chem eu când sunt gata aici. Răspunzi? Nu-ț, că-i poponeț. E băia mare să dă-și curcă de-l moașa. Tanti, eu mă duc sus să... Să ce? Să te uiți la programe cu mașcări? Acela trebuie să te uiți, fătucă. Că acum vine nunta și trebuie să ascunzi cuvântul Domnului, că se apropie Sfânta Taina Culunei și trebuie să te purifici. Alo, da? Taci, mă! Da, fată. Normal că vin. Hai că iau un taxi. Pa! Cati era tătișor. E tare bolnavă și Chiorete e plecat la pește. Nu are cine să o îngrijească, trebuie să mă duc. Hai, plec, asta e faptă creștinească. Fate, nu normal că trebuie să te duci, hai de fuga. Mă duc, mă duc să rămân la Sărona. Hai, mai repede, măi. Te mai întreb o singură dată. Pentru cine erau gagicile din birou? Pentru mine, jur! Nu pentru mine, jur! Nu merge aparatul ăla! Hai, lasă-mă! Păi atunci hai să verificăm! Poponeț, treci la detector! Cine? Eu? Nu, că eu am terminat cererea, mă duc să depun, nu! Poponeț! M-am prins! Sunteți mână-mână, de-aia a fugit! Mă,
mamă, dacă și acuie toată gasanția, dacă nu ți-i găsește dracii. Mă frică în părul. Ce găsea acelea muiere? Ce căut eu? Da. Eu am venit să iau pe fata asta în orasă, nu stăm ca tutele în casă. Ci că tu, nu trebuie să fii la pește? Păi nici într-un caz nu trebuia, că și că fiindcă eu am renunțat să mă duc la pește ca să stau acelea acasă, cu mândrulița mea. Numai noi doi. Îmi cer scuze. Mă scuzați o secundă. Da, ce mai, Poponețule, ce mai vrei tu? Vorbește, bă, mai rar, că nu te înțeleg deloc. Așa, ce e cu Rica și cu Betty? Care-i treaba? La secție? Îmi pare rău, știi care-i treaba? E tura ta, te dășcurci. Ce e, iubire? S-a întâmplat ceva? Bă, Betty cu Rica să joacă la noi la secție, la detectorul de minciuni. Cum, nici Rica nu era pește? Șamure, ai strâns doar borlacii. Îmi pare rău, mă, că v-am deranjat. Continuați! Să continuăm, unde rămasem? La, la dosteaporat. Rica, zi unde s-a dus Esteban la pește! Esteban e la pește? Așa, mincinosule? Pentru șeful tău erau gagicile alea din Birou? Da! Ce gagici? Ce gagici, mă, zi? N-auzi? Zi că dau! Ce-ntă, fată, la încoace? Zici, mă! Alo, alo! Ăsta e iubitul meu, numai eu am voie, înțeles? Tu să-l interoghezi pe al tău! Ah, dar bine că ai venit! Că nemernicul ăsta zice că aparatul e stricat! Și n-aveam pe cine să-l încerc! Ia vină cu acest! Să nu îndrăznesc să mă curentez, că te rad în cap! Poftim? Vorbesc de detectorul de minciuni, disperat-o! Îți pun o întrebare sau două și gata! Ca să-i demonstrez lui Pinocchio că aparatul merge bine! 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 Emma, este adevărat că-l iubești pe Esteban Vigo? Da! Arată că minți! Cum să mi-e femeie nebunit? Păi asta zic și eu! Înseamnă că a avut dreptate amărâtul ăsta. E stricat aparatul. Sau, mă rog, e setat pe invers. Ai văzut? Tu să taci! Că te-am văzut cu ochii mei când ai intrat în birou cu gagicile alea. Da, nu erau pentru mine. L-am adus lui șeful, că a zis că vrea să mai pescuiască și el ceva, ca în vremurile bune. Scuze, Emma, dar am crezut că vrea să mai pescuiască ceva prospătură. Dar să nu-i spui că știi de la mine că o să mă omoare. Ai, țara aparatul, naibii! M-am nenorocit! Vedeți, mă, ce înseamnă profesionistul? E primul în toate cele! Mă rog, trebuie să fii și născut pentru așa ceva. Să ai tehnică, să simți peștele în mână, să aștepți momentul, să fii calm și prostragi cu putere ca să străpuni fiara cu asul. Măsul se zbate, e o luptă, dar tu trebuie să fii calm și mâinezi. Mai tăie, Daniele Pinocchio! Zi-mi și că ai avut norocul să-ți sară direct în mincioc. Că eu n-am văzut să-ți fi scos vreun pește din baltă cu lanseta. Ai fost la pește, a? Așa se zice acum când mergi la fufe. Nu! Mă, noi chiar am fost la pește, uite dovada la pupă acolo. Și de unde știu eu că nu l-ați luat de la un magazin ca să aveți alibi? Supremă, dar ce magazin pe baltă să cumpărăm pește de acolo? Totul nu e pe baltă, ăsta l-a prins pupăză. Patoi, scuzați. Bună ziua, domnul pupăză. V-am adus factura pentru peștele cumpărat. Ce-ai făcut, mă? Factura? Cum? A trăit? Nu e cumpărată? Mincinosule! Ce faci? Că el a mințit primul, dar stai că vă iau eu pe toți! Ce-i apărat film? Să nu vă mai văd în fața ochilor! Mincinoșilor ce sunteți! Ce mi-ai făcut, stupido? O să plătești? Ce să stai, stai să fac că plătesc! Uitați că n-am intrat în premiu, e intact, poftiți banii! Ce să-și mai dai banii noștri care am făcut noi chetă? Și-am tot dus. Chetă? Che-chetă? Eu am plătit premiu!
1000 de euro! 1000 de euro? O să ce le poți, mă, să faci închetă? Tu omori! Da! Chetă? Ce mă omori? Bă, așa, mă! Ce? Ha, ia învață-mă, bă, și pe mine, cum să desface undița asta, că vreau să mai merg la pește. Mare noroc că am avut cu trăznita asta de Beti. Îți dai seama, dacă nu era ea, ne prindeam că ăsta merge invers în 1000 de ani. Și acolo ai reglat? Nu, că nu știu. Dar nu contează. Da e nu și nu e da. Ca la bulgari. Ia de aici. Uite-te la mine. O să spun o singură întrebare și o să răspunzi clar cu da sau nu. Tu ai ucis-o pe Maria Mercedes Navarro Soares? Da, și mi-a plăcut. Ha, recunoaște! I-am prins, l-am scos, îl terminăm, ăsta e, spune adevărul, rupe dinții. E da? Da, e da! Și ți-am vorbit noi că merge invers, e nu deci. Da! Așa, mă, mă, tu recunoști crime pe care nu le-ai înfăptuit în viața vieților tale, numai ca să beneficiezi de cazare și pe pică mocat de la stat. Păi nu te văd, bă, cu privirea asta, blândă de căprioară. Ăsta nu-i stare să omoare o muscă. Pune, bă, osul la teabră, că ești cât malu, bă, bă, plavane. Du-te, bă, că tu n-ai cum să păcălești sistemul. Că sistemul-i deștept. Hai, pași pe coboraș. Sunt liber? Da. Băi, sunt liber. Liber, liber. Băi, dacă îmi dați drumul, mă duc să mai omor vreo câteva, că-s criminal în serie. Miciună, miciună. Poate încep seria cu voi. Pleacă treacu, da, și de la udăros. Uite-l, mă, cu privirea asta blândă cum e. Hai, mă, du-te, du-te la muncă, bă, tăticule. Con alegría y con alegría. Ajung, pupăză? Adică tu vrei să te dai bine pe lângă el, pe banii noștri? N-am foame în zeapă, că el nu merge să facă. Merge, foame în gât. Mai am, mă, niște alune. Foame sandwich. Ce, dragă? E un text nou? Nu, eu zic, făceam. Păi fă-ți drăzi, pupăță, că fără râmă nu poți să pescuiești. A înțeles și eu tot. Așa e, la Ardelei trebuie să le spui bancurile maxim până joi. Da, și le apucă râsul duminica la slujbă. Am înțeles-o pe aia de ieri cu... Că trebuie să îl anchetezi pe unul care e suspect de crimă. Okay. Nu, pentru mine, jur. Nu mint. Și te omor, adică faptele. Bă, de ce ai făcut specială? Că sunteți normal la cap. Ce era aia? Ce era aia? Ia să văd. Păi, sunteți normal. Ia să văd ce era. Una la fetă mai mică. Du. Te-ai schimbat la față? Frigea asta e transpirat. Pentru șeful tău erau gacicile alea? Da! Ce gacici? Ce gacici? Zi-mă ce gacici! Zi-o odată cât au! Ce-ai mă în față? Păi nu ai fapt săracă de asta! Mi-a tras una numărul stânăr. Scuză-mă!